Zeci de animale au fost luate de viiturile care au măturat tot în calea lor, potrivit reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Hunedorenii care au rămas fără animale se pot adresa autorităților locale. Ținând cont de condițiile meteo, se înregistrează sau înregistrat și mortalități la animale. În cazul mortalităților, recomandăm proprietarilor de animale să adreseze primăriei, care, conform legii, este obligată să efectueze ecarisarea unității administrativ-teritoriale, cât și medicului veterinar pentru îndeplinirea formalităților de scoaterea animalelor din baza de date. Sigur că în cazul animalelor duse de viitură, în momentul în care acestea se depistează, aceeași procedură, se anunță primăria vine, trimite unitatea contractuală pentru neutralizare și rezolvă situația. Medicii veterinari atrag atenția că în această perioadă există o posibilitate foarte mare de apariție a focarelor de infecție la animale. Datorită inundațiilor, iarăși pot apărea condițiile pentru diferite focare de boală. Vorbim de animale, sigur că este pericolul și la om, dar vorbim în special de animale. Recomandăm proprietarilor, după trecerea viiturii, o igienizare, curățare mecanică a dependențelor, a adăposturilor, precum și o dezinfecție care se poate face cu unități autorizate sanitar-veterinar pentru această acțiune sau cu ajutorul medicilor veterinari.